originea lui Flash. Barry Allen, sau mai bine zis Flash, a fost creat de către scriitorul Robert Kaniger și de artistul Carmine Infantino. El a apărut pentru prima oară în numărul 4 din Showcase în octombrie 1956. Barry Allen este un criminalist pentru poliția din Central City. Într-o noapte, când lucra până târziu în laborator, Barry a fost lovit de fulger și aruncat într-un raft plin de substanțe chimice. După ce se trezește, el își dă seama că poate telegraf extrem de rapid și are și reflexe asemănătoare. El decide să înfrunte răufăcătorii, creându-și un costum potrivit și un inel în care să-l comprime, în timp ce este Barry Allen și nu Flash. Inelul poate scoate costumul comprimator când Barry are nevoie de el și îl trage la loc cu ajutorul unui gaz special care micșorează costumul. Barry a mai inventat și o bandă de alergare cosmică care îi permite să călătorească în timp dacă atinge o viteză potrivită. Barry a fost apreciat și admirat de foarte mulți supereroi, Batman spunând odată că dacă părinții lui nu ar fi fost uciși, el ar fi sperat să ajungă genul de om care este Barry. Flash are și două seriale proprii, unul din 1990 și unul din 2014, dar îl mai putem vedea și într-o grămadă de filme și seriale cu Justice League. Aceasta a fost originea pe scurt a lui Flash. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!